Bună dimineața, dragii mei! Iată-ne din nou pe terasa restaurantului Boulevard din Ploiești. Și iertați-mă, dar m-am gândit la voi de dimineață, așa că astăzi vă prezint un mic dejun românesc. Deci, ca orice mic dejun românesc, nu poate să înceapă decât cu slăninuță, cu brânzătele mea, avem și cașcaval mai elevat și o șuncă presată, dar și un cremvuș cu muștar, așa ca să fie vinovăția pe deplin. Avem roșioară ca să stingem puțin din grăsimi, un unt să dăm pe pâine frumos așa cum suntem noi obișnuiți și să nu uităm ceea ce e mai important și aproape zi de zi, oul. Și ca să fie toată treaba bine aranjată, avem și muștarul pentru cremvuș și slăninuță. Și uite așa v-am povestit despre micul dejun românesc, 100% aici îl servim la noi la restaurant la Boulevard, dar vă dau rețeta și dumneavoastră să-l faceți și acasă. Ar trebui să începem cu elementele reci. Sanchi, am început direct cu pâine cu unt, că asta este. Pâine cu unt. Deci am pus tost, deci nu este obligatoriu să aveți pâine tost, dar pâinea tost este recomandată în acest caz. Ungem pe ambele părți toate cele patru felii de pâine ca să vedeți că și micul dejun românesc este totuși ceva de excepție. Nu neapărat trebuie să fie franțuzesc, italian sau chiar englezesc. Poate fi și românesc. Am uns pâinea cu unt. Și iată, un cașcaval, o șuncă presată, un cașcaval, o șuncă presată, nu e greu deloc. Încă un cașcaval deasupra și am făcut tost. Ce e mai simplu decât să-ți faci un tost dimineața? Da, dar una este să faci un singur tost, una este să faci un mic dejun. Până se încălzește bine tosterul, stă aici. N-aveți toster, încălziți o tigaie, pac, pac, pac și faceți un pic de crustă la pâine. Nu e nicio problemă. Am vorbit despre șunculița țărănească. Fără șunculiță dimineața nu se poate, domnule. Pentru că dimineața tot românul pleacă, sau cel puțin pleca la treabă. Și el avea nevoie de energie și atunci proteina e proteină. Și toca niște șuncă telemeaua. O tăiem batonașe să nu ne apucăm să rupem din ea aiurea. Tăiem și o roșioară, bineînțeles o spălați bine înainte. Îi scoateți cotorul ăsta, că n-are rost să fie aici. Adică rămâne așa. Așa. Bineînțeles, am pus roșia. Am pus telemeaua. Șunculița. Șuncă cu telemea merge. Șuncă cu telemea merge. O șuncă presată, cum am povestit. Un cașcaval, cum ați auzit. Și avem aici partea rece a micului nostru dejun. Trecem și la partea caldă. Tostul care vi l-am descris înainte e aici. Vorbim despre oul ochi. Punem sare grunjoasă, da?
și piper măcina mare și facem un ou gustos. Deci ouul ochi trebuie să aibă albușul făcut, dar gălbenușul trebuie să fie moale. Acesta ar fi. Am pus apa, e călduță, pune și cremuștii la fiert. La cremvuș nu lăsăm să bolborosească mult. Dacă a început să fiarbă, câteva secunde. Dacă nu, încet, încet, decât să se încălzească. Deja când auziți că face bur, deja suntem atenți. Că nu ne trebuie decât încălzit și atât. Avem oul gata. Aici avem tostul. Tostul trebuie să fie crocant. Dacă nu e crocant, nu e tost. Asta e, domnul. Dacă pârâie, pârâie. Foarte important să fie crocat. Și le tăiem chiar și în patru, nu e problemă. Îl așezăm aici pe jumătate. Avem și cremuștele. Deci, după cum vedeți, avem partea caldă și partea pe cea farfurie. Să nu uităm muștarul, care este undeva la granița dintre slăninuță și cremuște. Și cam asta ar fi micul dejun românesc. Îl găsiți oriunde, dar mai ales la restaurant Bulevard Ploiești. Și ca întotdeauna eu vă spun, poftă bună, spor la treabă!